După 11, cred că 11 ani, nici nu mai știu exact, de conviețuire împreună, gâsca Ingrid a murit. Vârsta exactă nu știu, pentru că eu am cumpărat-o și era adultă. Deci gâsca aceasta avea 12-13 ani, poate chiar mai mult, nu știu exact. Am văzut-o ieri că nu se simte foarte bine, dar n-avea febră. I-am verificat, să verifică ușor la palmipede, verifica și ciocul și tălpile întotdeauna. Am verificat-o și n-avea febră. Și m-am gândit că are ceva, dar nu știam exact ce-o fi având. Astăzi am găsit-o moartă în curte. A murit ușor, n-a fost o moarte violentă, pentru că nu era urme, nu era nimic în jurul ei. Pur și simplu a murit în locul în care stătea. Aproape că e ca și cum ar fi murit în somn. O gâscă bătrână, numai o oa de vreo 3 ani, cred că de vreo 3, poate chiar 4 ani numai o oa. Anul trecut s-a călcat în continuare și a avut și instinct de clocit, deși n-au oa deloc, anul ăsta nu mai dădea semne că ar vrea să se mai împerecheze. Și din păcate a murit. Perechea ei, Gunar, a murit acum 2 ani. Deci avea tot așa, 10 ani, nu știu exact. Și ea, iată că a murit și ea anul acesta. Este o gâscuță care a fost prima mea gâscă aici, aici în curte, la Curbeanca. Eram foarte atașat de pasărea asta. Îmi pare foarte, foarte tare rău că a murit. Ea a participat și într-o expoziție la Naționala din 2019, dacă nu mă înșel. Ultima națională care s-a ținut în România, înainte de nebunia COVID. Și cam atât i-a fost. Sper că a avut o viață frumoasă la mine. Am avut o găină de 13 ani pe care mi-a mâncat-o câinele vecinului, o găină pitică. O aveam pe Ingrid, care iată a murit și ea, acum. Și mai am o rață bătrână, care, o rață leșească, pe care am primit-o cadou și care are și ea tot așa vreo 12-13 ani. Nici rața nu se simte foarte bine și ea dă semne de bătrânețe destul de vizibile. Sunt gâște care trăiesc, palmipedele trăiesc mult, pot trăi și 20-25 de ani. Deci Ingrid, cel puțin teoretic, ar fi putut să mai trăiască, dar fiind o gâscă de rasă grea, durata de viață este mai mică. E foarte grea. N-am cântărit-o, nu o voi mai cântări, că n-are niciun rost oricum. Acum murind, a mai scăzut un pic în greutate, n-are niciun rost să o cântăresc. Oricum o gâscă foarte grea, undeva probabil că 8-9 kg, dacă nu poate chiar mai bine. Doar ieri s-a simțit ceva mai rău și am văzut-o că se simte ceva mai rău. În rest a fost o gâscă foarte vioaie. În fiecare seară, când ajungeam în curte, venea în întâmpinare. Asta este. Asta este ciclul vieții, așa se întâmplă. Așa se întâmplă și cu oamenii, așa se întâmplă și cu animalele. Păcat că ajungem să le pierdem. M-a întrebat la un moment dat, mă întrebau niște crescători de ani de păsări să le spunem: domnule, de ce nu o tai? De ce o ții atât de mult? Ce vrei, să moară de bătrânețe? Păi băi, oameni buni, voi vă tăiați câini? Cum să tai? Păi asta nu era o gâscă, asta era un animal de companie. Ea nu era o pasăre de curte de la care eu așteptam ouă sau pe care vroiam să o mănânc. Ea era un animal de companie. Nu? Pisica pe care o ții în casă, în apartamentul, o tai și o mănânci? Tot așa era și cu această gâscă. Deci nu se punea în discuție să o tai, sub nicio formă. Asta este. A avut și ceva urmași. Unii au fost dați prin țară, unii pe la Ploiești, nu mai știu exact pe unde au mai ajuns. Fiind o gâscă grea, avea probleme. Când clocea, spărgea foarte multe ouă, dar a reușit să scoată și boboci. A fost o mamă bună când a avut bobocii ei. Asta este. Mai puțin, o gâscă în curte. Probabil că a făcut loc vreunei boboace care urmează să apară anul ăsta.